Credincioșii din parohia Rediu, aflată lângă orașul Iași, l-au serbat ieri pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul. Locașul de închinăciune ce a serbat hramul este înconjurat de mormintele a mii de soldați care și-au dat viața pentru apărarea credinței și patriei noastre. În ajunul sărbătorii s-a oficiat slujba vecernie unită cu litia. Ieri dimineață, utrenia a fost urmată de Sfânta Liturghie și de slujba parastasului. Colegul nostru Constantin Ciofo, redactor la ziarul Lumina, ediția de Moldova, a participat la acest eveniment și a realizat următorul reportaj. Sfântul Ierarh Grigorie Teologul este ocrotitorul bisericii parohiei Rediu de lângă Iași. În ajunul sărbătorii locașului de închinăciune, înconjurată de mormintele ostașilor care și-au dat viața în războiul de independență și în cele două războaie mondiale, un sobor de preoți a oficiat slujba vecerniei unită cu litia. A doua zi, enoriașii au urcat din nou dealul pentru a ajunge la biserică. În cadrul Sfintei Liturghii s-au rostit ectenii pentru ctitorii edificiului, supus unui amplu proces de consolidare, restaurare și înfrumusețare inițiată de părintele paroh Ștefan Tulan. Cuvântul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Grigorie Teologul a fost ținut de părintele Gabriel Coroamă de la parohia Breazu, comuna Rediu, care a făcut referire la lucrările de pictură ce au nevoie de susținerea binefăcătorilor. Visul acesta al dumneavoastră tuturor să se materializeze ca într-o bună zi biserica dumneavoastră să capete veșmântul complet al acestei haine duhovnicești numită pictură sau jugrăveală bisericească. Să dea Dumnezeu ca dumneavoastră enoriașii să rămâneți în continuare trup și suflet alături de păstorul dumneavoastră. Părintele paroh Ștefan Tulan a mulțumit tuturor celor ce s-au rugat împreună în cadrul slujbelor dedicate hramului. Pentru că este o zi de hram, eu sunt foarte fericit pentru că am reușit să fiu împreună cu frățile voastre. De aceea mulțumim părinților slujitori de astăzi și frăților voastre care cu drag ați urcat dealul la biserică, primarului nostru, viceprimarului, secretarului comunei, Sfântul Grigorie, ocrotitorul acestui sfânt locaș, să întărească pe frații noștri în credință, să ajute tuturor celor care sunt în suferință, dar să lumineze și pe copiii noștri și pe cei din casele noastre pentru a căuta comorile cele ascunse ale Împărăției lui Dumnezeu. Primarul comunei Rediu, Vasile Haidău, cel care a sprijinit lucrările la biserica închinată Maicii Domnului și Sfântului Grigorie Teologul, și-a exprimat dorința de a ajuta la finalizarea lucrărilor de pictură ale bisericii din Rediu. În continuare, ne dorim acest lucru care poate cu ajutorul Dumnezeu, cu sprijinul dumneavoastră, cu sprijinul Consiliului Local, conducerii primăriei, să încercăm ca anul ăsta până în toamnă, această pictură, care progresăm cu ea, să fie gata și bunul Dumnezeu să ne ajute să sfințim acest lăcaș, care cu toți ne găsim, așa cum am spus, liniștea sufletească aici. Din puținul pe care îl aveți și dumneavoastră, și noi, Consiliul Local, conducerea primăriei, vom încerca să realizăm ceea ce ne-am propus. Și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat la Duhul Sfânt. Cum vă aduceți aminte de hramurile de altă dată de la Rediu? Cam mai puțin acum față dinainte lumea. Dar totuși se menține proiectul și se menține sărbătoarea. Cum erau hramurile de altă dată? Era frig, erau geruri mari. Era zapad, era soieni. Acum e binișor. Și oamenii sunt mai îmbătrâniți și timpul s-a dat după oameni. În așezământul social al parohiei s-a oficiat apoi parastasul pentru ctitorii bisericii, pentru eroii patriei, pentru făuritorii Unirii Principatelor Române și pentru toți cei mutați în lumea veșniciei. Am ascultat un reportaj realizat de colegul nostru Constantin Ciofu, redactor la ziarul Lumina, ediția de Moldova.